Pentru că anul trecut am făcut asta, iar soarta ne-a zâmbit, anul acesta, la cererea telespectatorilor noștri, vom face același lucru. Avem aici un bol, este un bol sacru, și am aici bilețele cu cerințele de la evaluarea națională, subiectul 1, partea B. Așadar, înainte de a începe, vreau să vă spun că acest videoclip este pentru amuzament, deci nu trebuie să băgați nimic în seamă din ceea ce se întâmplă aici. Chiar dacă anul trecut norocul ne-a zâmbit și da, bolul a avut dreptate, anul acesta s-ar putea ca norocul să nu mai fie de partea noastră. Dar mi se pare o chestie interesantă. Așadar, voi face 3 extrageri, dragi prieteni. Haideți să vedem. Prima extragere, imparțial. O să pun muzică pe fundal. Arătăm spiritele să fie cu noi. Genul liric. Este prima extragere. Jur că nu am manipulat în niciun fel această extragere. Jur. Vă jur. Bun, trecem mai departe, a doua posibilitate. Nu mă uit. Fabula. Iată visul. Și a treia posibilitate. Facem extragerea. Ia să vedem, emoții. Genul epic. Deci avem așa. Prima extragere, genul liric. Da, bolul ne-a spus genul liric. Fabula. Și avem genul epic. Și mai aveam aici, în bol, aveam basmul. Revidem pastelul, rezumatul. Caracterizarea de personaj. Pastelul și doina. Pe astea să vă axați, pe toate. Acest clip a fost strict pentru amuzament. Vă iubesc.